Senatul Statelor Unite a adoptat marți în unanimitate o rezoluție prin care îl condamnă pe președintele rus Vladimir Putin drept criminal de război, o demonstrație rară de unitate în Congresul American. Rezoluția introdusă de senatorul republican și susținută de senatorii ambelor partide încurajează Curtea Penală Internațională de la Haga și alte state să vizeze armata rusă în orice investigație a crimelor de război comise în timpul invaziei Rusiei în Ucraina. Toți ne-am unit împreună în această cameră, democrați și republicani, pentru a spune că Vladimir Putin nu poate scăpa de responsabilitatea atrocității comise împotriva poporului ucrainean, a spus liderul majorității democrate din Senat, într-un discurs ținut înaintea votării. Rusia își denumește acțiunile o operațiune militară specială de demilitarizare și denazificare a Ucrainei, iar președintele Putin a vorbit despre Ucraina ca despre o colonie americană cu un regim marionetă și fără tradiția unei statalități independente. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat într-un nou discurs că lumea trebuie să recunoască în mod oficial faptul că Rusia a devenit un stat terorist. El a vorbit despre bombardamentele din ultima zi, soldate cu 10 morți la Cernigău, unde s-a tras asupra civililor care stăteau la coadă ca să cumpere pâine.